Iubirea domnișilor Sefilor lui Dumnezeu, Ioan, Clara, Iuliu Maniu, Elena, Casu, Sora Maria Cecilia, Corneliu Poposu, preot Simeon, preot Matei, Ioan, Iuliana, Mihai, Lucreția, Mihai, Nicolae, Vasile Ioan, Gheorghe, Simeon, Mihaela, Iuliu, preot Simeon, Mărioara, Gheorghiță, Terezia, Ioan Maria Ioan, Susana, Florian, Regina, Toader, Lucreția, Vasile, Lenuța, Octavian, Marian, Viorica, Clarița și Ioan, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Amen.
La dorința lui Iuliu Manim expresă
unul din aceste licee a fost înființat la Șmereu Silvaniei, purtând numele unchiului său, Simion Bărnuțu. Și avându-l ca prim director pe eminentul profesor Ioan Osian. Câțiva ani mai târziu, Iuliu Marin va sprijini pe sora sa, Maria Cecilia, călugăriță franciscană, să înființeze la Șmereu Silvaniei un orfelinat pentru fete. Acest loc avea o destinație aparte, pentru că, dincolo de a oferi un acoperământ, un acoperiș și ceva de mâncare la fete orfane, sora Cecilia le-a dăruit acestora educația. Apoi, în 1929, Iuliu Maniu va vizita, în calitate de prim-ministru, orașul său natal și Șmereu Silvaniei, ocazie cu care se va dezveli în fața liceului bustului Simion Bărnuțu. Iată foarte destul câteva dintre lucrurile pe care ele sunt mult mai multe. Cu siguranță, în decursul zilei de astăzi, vor fi amintite și altele. Manifestările de astăzi continuă cu inaugurarea monumentului din centrul orașului, foarte aproape de primărie. Va fi dezvelită propriu-zisă, se va intona imnul de stat, sfințirea monumentului, care va fi făcută de către preoții greco-catolici, va urma apoi un parastas oficial de către Biserica Soră Ortodoxă, vor urma discursuri, depunere de coroane și cerbe de flori, apoi se va intona imnul lui Iuliu Maniu. La ora 13 și jumătate, la Centrul de Informare Turistică a orașului Șmreu, va începe un simpozion. Vom avea acolo invitați pe domnul Marin Pop, de la Muzeul de Istorie și Artă, ZALO, care ne va aduce documente noi, proaspete, scoase din arhivele CNSAS, documente care se referă la familia lui Iuliu Maniu și la Iuliu Maniu în mod special. Apoi îl avem alături de noi astăzi pe domnul doctor Ioan Buină, stranepot al lui Iuliu Maniu, singurul descendent în viața acestei mari familii. Dânsul ne va vorbi despre Iuliu Maniu așa cum dânsul l-a cunoscut în copilărie. Apoi profesorul Sibiu Jurjan ne va vorbi despre contribuția pe care Iuliu Maniu a avut-o la Marea Unire de la 1918. Vă îndemn cu căldură să participați la această mare, frumoasă și mare sărbătoare a orașului, mai ales că poate ea va fi cea mai însemnată sărbătoare a orașului și meu din acest an. Bunul Dumnezeu să primească slavă. Așadar, ne vedem cu toții înainte de